Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. O lecție de știință și tehnică, nu de știință și spiritualitate, dar sigur că în paginile revistei pe care o să o depânăm acum, o să deschidem paginile, vom vorbi și despre teme care țin de psihologie, de criminologie. Cristian Român aici de față o să ne vorbească despre belicozitatea lumii, că ce soldatul perfect. Și invitatul nostru este colegul Alexandru Safta, pe care eu mi-l doresc într-o zi și cu echipiera lui, cu Cristian Român, aici în emisiunile noastre. E bine, dați-mi voie să vi-l arăt pe domn Barroso, care e amestecat într-o conferință la Bruxelles în care se vorbește despre invenție și inovație, și colega Cecilia Stroi a fost acolo și în revistă aveți un dosar în care despre asta se discută. De pildă, am aflat că sunt 80 de miliarde de euro puși pentru cercetare și că 82% din cheltuielile pentru cercetare, deci asta înseamnă că și din output, din produsul pentru cercetare, e acordată la trei factori mari pe planetă, care înseamnă Uniunea Europeană, Statele Unite și Japonia. Aceștia sunt. Dar eu mă așteptam să fie și China totuși în calculul ăsta. Încă nu contează? Nu, contează, oameni. Bineînțeles. Am avut la un moment dat hărțile acelea în care erau afișate lucrările științifice, hărțile acelea ciudate cu suprafața, nu mai era suprafața țării, ci numărul de lucruri. Relieful modificat în funcție. Și nu, China stă destul de bine. Bine, China are încă o problemă în ceea ce privește rigoarea cercetării, dar știți că sunt niște standarde occidentale, să le numim noi, în ceea ce privește calitatea lucrurilor științifice publicate, care încep acum să fie respectate și în China din ce în ce mai mult. Cum de altfel și la noi în țară lucrurile încep să se schimbe într-o direcție bună în această zonă. Ediția online o face colegul Alexandru Safta la revista și trebuie cumva să gândim, poate, Alex, cum să legăm emisiunea noastră mai tare de, și de ediția online? Se poate face ceea ce voi numiți link? Sau? Da, cu siguranță. Da? Putem să interconectăm site-ul cu emisiunile înregistrate. Din câte știu, aveți formatul înregistrat. Multe și sunt... Exact, și probabil că vom face. O să și discutăm o rubrică special dedicată pentru edițiile filmate. Ele există deja pe Facebook, sunt plasate acolo și sunt destul de urmări. Toate emisiunile sunt plasate? O parte, cât apuc eu să le rezolv. În special cele care au știință și tehnică. Deci cele în care, de pildă, emisiunea asta va fi pe Facebook. Au știință și tehnică cele mai multe dintre ele, dar este adevărat că uneori am invitat sociologi, am invitat deci și de meta-știință, așa, pe lângă fenomen. Închei așa discuția, pentru moment cel puțin, despre invenție inovație cu un clasament al liderilor inovației. Danemarca, Finlanda, Germania, Suedia, care au rezultate cu 20% peste media Uniunii Europene, și clasamentul se face în funcție de lucrările publicate în marile reviste, de brevetele obținute, și am înțeles că suntem în scădere, România în ultima vreme, solid de tot. Apoi este o a doua parte cu țări care țin pasul: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Slovenia, Marea Britanie, și moderații: Croația, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, și mă rog, un capitol din care cu mare neplăcere vă spun că facem parte: Bulgaria, Letonia, Lituania, România. Am asistat în ultima vreme la vizite pe care s-au făcut de către mai mari comisii de știință la Uniunea Europeană și de fiecare dată am văzut și luările de poziție românești. Mie mi se pare că pași înainte se fac în cele trei volete ale cercetării românești, care înseamnă Institutele Academiei Române, înseamnă cercetarea din învățământul superior și înseamnă Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Asta sunt despre invenție, inovație, despre revistă în general. Revista în general a fost muncită ca de fiecare dată, mai ales că ne-am dezmorțit și noi cu greu după sărbători ca toată lumea, că luna ianuarie a fost dedicată numărului acesta.
Așa cum am obișnuit, pe cititori avem desigur știrile, rubrica de știri, top 10 știri, cele mai importante atât cât am putut să prindem în perioada în care le-am căutat. Și avem știri foarte interesante, de exemplu, drona invizibilă a Europei, prima dronă. Europenii au construit în sfârșit o dronă, mult în urma americanilor, care în păcate nu va intra în producție serie, dar este menită să încurajeze la scară europeană producția de drone. E de fapt una britanică, e construită de o faimoasă firmă britanică. Da. Rolul ei ar fi să-l trimeată acasă pe pilot. Da, da. Cel puțin pilotul militar să se ducă acasă la mama lui, că folosim dronele pentru ce ne trebuie. Nu, subiectul a fost dezbătut mai pe larg într-unul din numerele trecute ale revistei. Pentru că, într-adevăr, tendința în armatele acestea mai sofisticate ale lumii este să se renunțe la pilot. Această dronă nu este, de care se vorbește în revistă, nu este una din acea de recunoaștere despre care discutam în emisiunea trecută. Este efectiv un avion de lupt. El poate angaja lupte aeriene sau poate angaja distrugerea unor ținte terestre. Ideea este destul de simplă. Un avion pilotat este supus la o sumedenie de restricții. Al doilea rând, restricții legate de capacitatea pilotului de a rezista unor forțe care se desfășoară, apar în timpul anumitor manevre. În al doilea rând, gândiți-vă, eu trebuie să sporesc greutatea avionului cu câteva sute kilograme bune, numai ca să asigur supraviețuirea pilotului. Deci eu pot să renunț la câteva sute de kilograme, pot să fac un avion care să fie mult mai manevrabil. E clar că un robot e mai ieftin totuși, nu? Și este mai și mai ieftin și mai are un avantaj. Un pilot trebuie să se antreneze, deci raportat la misiunea de luptă, antrenamentul e 99%. Prietenul nostru Alex ar trebui acum să fie în armată la vârsta asta, exact. Ar fi trebuit să trec deja de momentul cu cine, dar... Da, și revenind la asta, deci ele nu au nevoie de antrenament, ele pot să stea în depozit, nu consumă piese, stau în depozit ani de zile, sunt scoase. Da, o fi fost nevoie. Mare supărare la Pentagon, la US Air Force, ne iei nouă galonaților, amiralilor. Nu, ideea vine de la armată, să știți. Ideea vine de la armată, dar armata n-a prea vrut. S-au supărat pe Obama. Deci partea ce ține de aviație, evident că totdeauna există în armată, există două curente totdeauna. Unul ultra-novator, care poate să exagereze la un moment dat, și ultra-conservator. Între ele două s-a dus bătălia, dar în momentul în care bugetul, un avion începe să coste către miliardul de dolari, în timp ce un avion fără pilot care face aceeași treabă costă câteva zeci de milioane de dolari și nici n-ai problemele legate de pierderea unui pilot. Gândiți-vă numai misiunea de recuperare a unui pilot doborât pe teritoriul inamic, numai la cât costă. În timp drona a căzut, asta e. Punem alta pe cerul. Niște milioane, mai ales că la american se tipăresc banii. Deci exact. Nu costă mult. Da. Vreau să mai adaug că potrivit unor statistici pe care le-am și prins în rubrica de numere din revistă, se estimează că aproximativ o treime din toată flota aeriană de vânătoare a Americii, a statelor, constă din drone. Deja? Da, deja 33%. Pași repede făcuți, într-adevăr. Sunt, da, avioane robotizate. Care, sigur, sunt de multe ori telecomandate, nu sunt neapărat autonome, dar ideea e că s-a eliminat pilotul din chestiune. Cum spuneam, topul de știri, în continuare avem... S-a descoperit, se pare, a treia moleculă a vieții, ATN, este un fel de speculație, dar ca de obicei în genetică se fac progrese. Aici m-am amuzat foarte tare să scriu despre un dispozitiv al unui german, dacă mai țin bine minte, care tip pick-up, care practic citește nervurile discurilor din secțiune transversală ale copacilor și scoate muzică, descifrând... discurile acestea concentrice. Cine știe ce moț a văzut într-un stejar, într-un plop. Exact. Din nou, s-au făcut studii foarte interesante și experimente cu rezultate foarte bune în tratarea orbirii sau a diferitelor afecțiuni oculare, despre cu celulele stem embrionare care au dat rezultate neașteptate în vindecarea unor pacienți. Ce mai avem? În continuare, știrile astea sunt, da, bine, specialitatea. Bine, mai greu să le prezint așa într-o emisiune televizată, pentru că ele au caracter de concizie, precizie, ca să zic așa, e mai greu să povestești o știre. Și avantajul este că în forma nouă a lui știință și tehnică
Imaginile sunt foarte frumoase aici la... Da, da. Și că veni vorba de imagini, am ajuns și la pictorial, care este... Un concurs de fotografie. De fotografie, de fotografie, da. Marc, directorul nostru editorial, face un top al acestor imagini în funcție de cum au fost premiate. Sigur că le sunt relevante din punct de vedere științific și chiar sunt deosebite și merită urmărite. Oh, și chiar aș recomanda, nu e concurență, în ultimul număr din revista Science chiar sunt premiate cele mai frumoase vizualizări și imagini din zona științei. Sunt niște imagini superbe acolo. Dacă intrați pe site-ul revistei Science, nu e concurență. Nu se pune. Veți vedea tot așa niște imagini extraordinare din zona științei. În pictorialul de care spuneam mai devreme, e Pământul, văzut în diferite, în diferite postaze, cum să vă zic, e o zonă cu imagini care sunt menite să stârnească emoții. Noi nu le putem descrie în cuvinte, oricât de talentați ne-am putea imagina că am fi în ale scrisului. Poate că acum ar trebui să arătăm așa ediția noastră online de care se ocupă Alex. Și să încercăm să vă arătăm și imagine de aici, că despre asta e vorba. Uitați, haideți să deci preluăm. Aceasta este ediția online la revistă, unde găsiți, de fapt, o sumă de știri și anumite subiecte tratate mai pe larg. Este foarte actualizat. Interesant este că puteți să puneți și întrebări, la care răspunsurile, să știți că nu le dau neapărat redactorii revistei, le pot da alți editori. Și asta este frumos când încep să fie dezbateri între cititori. E oricum o chestie care va evolua în timp. Nu putem să dăm noi detalii acum, cam pentru că trebuie să vedem... Câte accesări crezi că avem? Cât cum apreciați voi la... Cred că suntem acum în jur la 2-3 mii pe zi. 2-3 mii pe zi. Față de targetul pe care îl urmărim, e puțin, dar creștem, încet și sigur. 2-3 mii pe zi, probabil aceiași oameni care sau, mă rog, în mare parte sunt aceiași, care sunt fanii de știință de obicei. Exact. Constanți. Da. Pe care urmăresc fenomenul. Așa. Mai arată-mi, eu știu, dacă mai ai pe acolo, parcă erau... Rubrică, știați că... Sunt, deci important este să intre tinerii pe acest site. Uite, avem număr de număr de sus acolo, unde poți să accesezi diferite zone ale site-ului. Din păcate, la modul acesta de afișare, nu se poate citi pe ecranul televizorului și n-aș vrea să... cum să zic eu, să stricăm cumva o anume imagine. Oricum, vă invit să intrați, adresa site-ului este științașitehnica.com, e ușor de ținut minte și oricum, orice căutare pe Google vă trimite întâi către site-ul revistei noastre. Important este, și repet ce am zis mai devreme, are și oarecare grad de interactivitate site-ul Știința și Tehnică și vă este util adesea atunci când, eu știu, aveți o nedumerire, vreți să aflați mai multe lucruri despre un anume subiect sau dacă doriți să criticați modul în care a fost abordat un anume subiect, libertatea este totală câtă vreme, cum să zic, exprimarea una civilizată. Cu siguranță. Nu devenim prea riguroși, așa, civilizată. Nu, să nu fie cu cuvinte, să le zicem. Pe înțelesul tuturor și civilizat asta. Vă propun așa, înainte de a discuta despre temperatura globală, ar crește sau nu ar crește, un mic pas lateral, așa, colega Nicoleta Angel a fost într-o vizită la profesorul Aurel Romilă, care are interesante tehnologii medicale, psihomedicale, ca să spun așa. Să luăm reportajul. Cărțile lui Kipling alcătuiesc o lume în care te cufunzi vrăjit și din care ieși îmbogățit, preluând parcă puteri magice. Marile încercări trecute cu succes justifică pe cel care aspiră la calitatea și numele de om. Celebrul poem Dacă este important pentru că pune problema menținerii normalității și este genial pentru că leagă normalitatea de depășirea unor situații anormale. Dacă poți să gândești fără să-ți faci din asta un țel. Acest vers poate fi interpretat în sensul că nu trebuie să supraevaluăm o idee în dauna unui sistem de valori? Da, și așa, și așa, însă aici este și altceva. Este o greșeală, să zicem, o exagerare care se poate întâmpla
intelectualului. Adică, fără îndoială că o realitate trebuie interpretată, trebuie gândită, însă asta facem ca mijloc ca să ajungem la ce? La transformarea realității, la acțiune. Deci dacă suntem numai niște teoreticieni, atunci o să auzim formula asta, are multe idei, dar puține realizări. Noi ne trebuie un amestec între acțiune și gândire. Deci asta poate să fie un viciu intelectual dacă se exagerează. De altfel, toată psihiatria e o exagerare a anumitor dimensiuni din normal. Deci iată că dacă nu gândești, ești prost, dar și dacă gândești prea mult, iar nu-i bine. Asta este, e un mijloc de acțiune. Dacă poți să nu cazi pradă nici când disperării, succesul și dezastrul, primindu-le la fel. Această situație se întâlnește în mod frecvent în sport. Considerați că aici există recomandarea de a nu se exagera cu importanța unui joc sportiv? Da, da. Jocurile sunt făcute pe câștig și pierdere. Dacă lumea n-ar simți că câștigă, n-ar juca. Atracția e așa de mare încât mai tot omul este prins în jocuri, atât în loteria vieții, cât și în profesii, în sport și așa mai departe. Important este să știi să pierzi. Se pare că o mulțime de oameni suferă pentru că nu știu să pierd. Pildă, au pierdut, se consideră nedreptățiți, arbitrii sunt de vină, e complot împotriva lor, au făcut să câștige ălălaltul, au ceva cu mine, au ceva cu țara mea, să ajung la conflicte foarte mari din cauză. În al doilea rând, stresul pierderii te face să nu dormi, să-ți pierzi forma. Ori în sport nu e nimic, ăsta e un meci, vine încă un meci. Nu trebuie să fii, cum se zice, marcat, prea marcat de treburile astea. Așa încât, într-adevăr, la Wimbledon s-a pus acest vers la intrare, dacă mai trebuia, ca să-și amintească fiecare că nu-i nimic dacă pierzi. Nu-i nimic. Suntem la sport. Mulțumim profesorului Romilă. Revenim la revistă și uite, se pune întrebarea aici. Ce se întâmplă dacă se ridică temperatura cu 4 grade Celsius, deși la frigul care e afară acum când înregistrăm noi, nu-ți vine să te gândești că vreodată va fi cald. Ce s-ar întâmpla? Ce-ar fi dacă pământul, clima terestră, temperatura medie a atmosferei terestre ar crește cu 4 grade. Și sunt ipoteze. Sunt mai multe scenarii în funcție de numărul de grade de încălzire, începând cu 1 grad, 2 grade, 3 grade, până la 4 grade. 4 grade este scenariul cel mai, să zic eu, cel mai pesimist cu putință, conform estimărilor grupului interguvernamental despre schimbărilor climatice, am avea până la sfârșitul secolului încălzire cu 4 grade, în condițiile în care nu s-ar lua nicio măsură și degajarea de gaze cu efect de seră în atmosfera terestră de tehnologie umane ar merge pe același trend. Ghețarii s-ar topi în Groenlanda, la poli, în Arctica, în Oceanul Arctic mai ales, și orașele costiere sunt primele care, Italia de pildă, în Grecia, sunt primele care fie... Da, mă rog, asta este narațiunea simplă, neapocaliptică. De fapt, schimbările, din câte știu eu, se consideră a fi catastrofale de la o încălzire cu 2 grade.
este deja limita de suportabilitate a da. Planetei. Și iar vorbim... Ceea ce e foarte posibil să se întâmple. Deci eu nu cred că mișcările politice vor fi, mișcările sociale vor fi suficient de puternice cât să determine decizii politice și să se, să se oprească la un moment dat era industrială, că încă sunt nu e vorba de oprirea erei industriale. Tehnologiile necesare pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră există deja. E adevărat, sunt scumpe, înseamnă anumite schimbări de tehnologie, dar să nu uităm, Uniunea Europeană este program, nu e o poveste. Dar nu este singură. Program. Dau exemplu Uniunea Europeană pentru că asta mi este mai clar. Până în 2020 dorește să reducă cu 20% emisiile de gaze, cu gaze, de gaze cu efect de seră față de nivelul anilor 1990. Da. Să introducă 20% energetică neconvențională. Să nu zicem neconvențional, eu prefer celălalt termen, energie care să nu... Regenerabilă sau? Nu, care să nu producă gaze cu efect de seră. Regenerabilă. Energia nucleară o putem considera regenerabilă. Este o formă de energie totuși care nu produce gaze cu efect de seră. Dar pe de altă parte, pe una dintre canalele astea, un Discovery, am văzut, de pildă, măsurarea temperaturilor locuințelor în Ucraina. Unde nu este niciun fel de izolare, unde vă închipuiți că până acum 20-30 de ani prețul gazului și al petrolului nici nu exista ca preț, știi? Costa 3 copeci, ca să spui. Acum lucrurile s-au schimbat și ei trăiesc în capitalism și am văzut fotografiate în infraroșii blocurile, cum sunt, parcă erau văpăiate. E și blocurile din România. Până la reabilitare, sau cum zici, deloparea lor, la fel se comportă. Încălzim pe degeaba, ca să zic așa, mediul încălzit. Deja acțiunea s-a început aici. Cumva la ucrainien, dovadă, le e și mult mai fric decât la noi. E normal că e mult mai la nord și oamenii sunt amenințați, efectiv, asta. Nu știu aici, aș vrea să recomand un site legat de schimbările climatice, un site accesibil, adică puteți să-l consultați, sunt informații pentru tot românul, ca să zic așa, pentru românul obișnuit, este Climate at NASA, Global Climate Change, acesta este site-ul, unde găsiți o sumedenie de informații pe prima pagină. Sunt informații, cum să le zic eu, știri legate de schimbările climatice, dar nu numai atâta. Indicatori cheie ale schimbărilor climatice. Există o întreagă discuție, o întreagă literatură, cum să zic eu, negaționistă, care afirmă că nu există de fapt aceste schimbări climatice. De fapt, ele există și indicatorii care demonstrează că aceste schimbări climatice există, sunt prezentați aici, vă spun, pe înțelesul tuturor, pe urmă efectele, apropo de diferitele, să zic eu, scenarii de evoluție a climei, iarăși sunt prezentate aici, nu atât de bine ca în știință tehnică, și nu zic ca să laud, să laud pe prietenul nostru Adrian Nicolae, dar chiar a făcut un, nu știu, nu vreau să folosesc cuvântul articol, să zic un material. Text, nici material, îmi pare. Material. Nu, este ceva care îmbină informația cu... un eseu în care se pun date, deja este totuși un articol, știi? Un eseu în care informațiile sunt informații reale, chiar dacă, să zic eu, sistemul folosit este de tipul ce ar fi dacă. Adrian Nicolae scrie bine, asta e important, și putem spune așa că are condei pentru ceea ce odată va fi important în, în cultura noastră, este literatura de știință. Literatura de știință, poate rețineți termenul, eu cred că aici trebuie să reducem cu ce putem să facem. Apoi avem un dosar, un articol, un eseu, ca să nu să fiu de acord cu Cristian, despre criminologie. E foarte documentat. Foarte documentat. Asta e, asta e, de fapt, dosarul și cel cu invențiile și astea. Și sigur că sunt teorii că te naști criminal sau ești de atras spre sau... Eu cred că oamenii nu se nasc criminali. Da, e adevărat că violența zace în, în noi. Eu am făcut armată studențească. Probabil că ai făcut armată. Nu, nu, am făcut-o înainte de a intra la facultate. Dar tot școala de ofițeri de rezervă. Trei luni de armată studențească,
care nu au fost veseli deloc. La care eu nu. Absolut deloc, da. Ei, din, alea, din cele trei luni, niciunul dintre noi nu avea niciun chef să tragă niciun glonte, nici să-și curețe pușca. Nici... Eram profesor de matematică deja, de fizică, de geografie, de... Și totuși între noi erau câțiva. Cam am făcut eu socoteală așa, unul din 12, 15 era militaros. Omul își săpa tranșea, i-am și spus fachirul, că li s-a părut că e la, își săpa tranșea, își curăța pușca, îi dădeam și noi palele noastre, era atras de arta militară, așa cum ceilalți nu eram. Eu cred, da, apropo de violența care este cumva născută, există un faimos experiment despre care cred că o să scriu. De la Stanford, experimentul, faimosul experiment Milgram, în care două grupuri de studenți au fost împărțite în gardieni și deținuți. Și efectiv, comportamentul gardienilor, după câteva zile, o luase Se pare că civilizația ne impune totuși să fim mai puțin violenți. Dacă legile ne obligă să... Nu există factorul civilizator, o luăm razna imediat. Țin minte expresia unei doamne ardeleancă venit la București și trebuia să pună la taxat biletul. Nu l-aș pune, dar e legea, mă amendează, că sigur că ești tentat să nu respecti, dar n-ai încotro. Totuși eu nu cred în lombrozianismul. Lombrozul e cel care după felul care arată înfățișarea și zice, după uflăturile pe craniu. Da, ăsta e criminal, ăsta nu e criminal. Dar săracul soldat care s-a dus în război și a tras cu pușca. Ce dramă a fi fost asta? Nu mai gândea ceva. Știți ce problemă este? S-a făcut o statistică în războiul din Pacific. Americanii, soldații americani, doar în proporție de 10% trăgeau un inamic. Restul trăgeau intenționat aiurea. Și armata americană are programe speciale ca să-i antreneze pe militari să tragă în inamic. Nu mai au ținte de alea clasice, ci au chiar fețe umane. Dar apare a doua problemă. După ce e lăsat la vatră, cum îi ștergi condiționarea asta? Lucrurile sunt complicate. Eu în continuare sper că suntem atât de bine înarmați încât războaiele nu-și mai au rost. Ies în cu totul din poveste, dar e legătură. Unul dintre marii dirijori, om tânăr încă, mi se pare Claudiu Abadou, e din Columbia. În Columbia se trage cu pistolul tot timpul. Tatălui i-a făcut cadou de ziua lui un joc de soldați de plumb. Uite soldații, uite ofițeri, uite tunurile, uite cu tare. Și Abadou i-a așezat pe soldați unul lângă altul și a început să-i dirigeze. Ce poate fi mai frumos decât asta? Da, 10 invenții bizare. Rostime, multe. Da, e greu de ele, aici, dar... nu le putem povesti pentru că... Da, numai una să vă arăt așa, pălăria cu radio în cap. Sigur că acum apare teribil de nostimă, fiindcă ai radio care sunt cât un degetar. O să vă arăt odată, domnul, nu știu dacă e și în revistă, primul sistem GPS de pe la 1920. E senzațional. GPS la 1920? Da. Nu, vă dați seama că nu era sistem de poziționare global. Ideea e că avea harta drumului și cursorul se derula harta cu un cursor deasupra în funcție de cât ce viteză avea mașina. Deci el a măsurat ce distanță ai parcurs și spune ești aici. Dar adevărul este că eu nu cred în invenții absurde. Sunt frumoase, frumoase, urâte, utile, inutile. Sunt premergătoare. Dar invenții absurde, nu. Da. Am luat și noi poziție în scandalul, nu zic de unde, din ce loc, dar din recuperarea aurului și argintului din haldele din rezidurile de la mine și... Sunt tehnologii acum, se lucrează în Maramureș de pildă și poate că se va înlocui tehnologia cu ceanuri, care este înspăimântătoare și pentru care România trebuie să plătească, după știința mea, 100 de milioane de dolari pentru că a poluat cu un iaz de ceanuri în Maramureș, râul Tisa, care s-a vărsat în Mureș, care s-a vărsat în Dunăre și a distrus și vecinii unguri ne-au dat, pe bună dreptate ne-au dat în judecată, că și meritam,
încât îți pui problema acum, merită să faci asta sau nu merită să faci asta? Scoatem aurul din pământ, uite, de fapt al lui Alex, nu-i lăsăm aurul, scoatem acum, îl vindem pe tot. Dar cel mai mic decât mine, mai tineri, da. Eu cred că măcar la asta ar trebui să ne gândim. Scoatem totul, vindem totul, privatizăm totul și lor ce le mai lăsăm. Misiuni spațiale periculoase. Da, este vorba despre misiuni spațiale mai puțin cunoscute, în care echipajele în general au fost la un pas de moarte. Despre asta, asta tratează situații nepopulare, mai puțin celebre, când care se putea sfârși tragic. Da, și aici sunt și exemple cu cele două navete care chiar au sfârșit tragic. Și era o demonstrație, o comparație într-un articol, nu mai știu până la început, o revistă străină, între bidoanele rușilor, că asta e o rachetă din aer. Da, e un rezervor. Un rezervor care și se duce și acest avion cosmic super sofisticat, dar din flota lor, din flota de navete, 40% s-a terminat. Din 5, 2 au ars. Păi, când 40% dintr-o flotă aeriană ți se termină, te cam schimbi, nu? Da, au și schimbat, de altfel că nu. Ei, și sunt multe dintre momentele care puteau să fie tragice, sunt desenate în articolul ăsta. De fapt, să nu uităm că începutul explorării spațiale cu echipaj uman a fost chiar o activitate riscantă. Era o aruncare în necunoscut. Tot timpul puteau să apară și au și apărut. Noi știm, la americani le cunoaștem cam pe toate, dar de la ruși cunoaștem mult prea puțin. Leonov, de târziu am aflat că săracul nu mai putea să intre înapoi în capsulă. Uh-huh. Nu mai avea loc în ecluză, că normal, și din spațiul cosmic, costumul s-a umflat. A trebuit să-și depresurizeze un pic costumul ca să poată intra. Practic a fost la mustață, a scăpat cu viață. Și era a doua oară când îl căuta cu doamna Cucoasa, pentru că m-a prezentat prietenul Dumitru Prunariu, lui Leonov, la o întâlnire și mi-a spus o poveste absolut uluitoare. Ei se pregăteau să plece spre lună. Deci în anii 1967-8 erau gata să plece spre lună și la un moment dat fac un fel de zbor test și spune Leonov, noroc că eram răcit. A intrat rezerva în zborul, a explodat. Și nu știm despre întâmplarea asta. Atunci ne-a spus-o el. Asta s-a întâmplat în România, istoria de care spune, mi-a spus-o Leonov, la un congres acum vreo 10-12 ani. Și în felul ăsta eu am scăpat. Norocul a fost, am scăpat. Dar toată acțiunea a fost amânată și americanii ne-au luat prin surprindere și au ajuns ei pe lună. Și oricum, se estimează acum că, cum să zic eu, probabilitatea ca misiunile Apollo să se încheie cu succes, cu catastrofă totală era de 50%. Acum nu s-ar mai lansa, nici nu s-ar gândi nicio agenție spațială să lanseze o misiune când probabilitatea de eșec e atât de mare. Povestea lui Apollo 11, abia acum o știm, o știm dintr-un film care a fost pe Discover și povestea e spusă de oameni în care n-ai cum să n-ai încredere, de Armstrong, de Aldrin, de Buzz Aldrin, și este că încă de la plecare au avut necazuri, un obiect le-a apărut pe fereastră și Armstrong nu l-a raportat, au și spus pe urmă pentru că ne întorceați acasă. Da. Și au mai avut încă două întâmplări de tehnică care n-a funcționat la timp, însă se pare că dintre zburătorii ăștia spre lună, Neil Armstrong a fost într-adevăr cu totul extraordinar. El a rezolvat situații. Era și deștept și foarte norocos. Da. Și norocos și deștept. Se pare că unul de factorii pentru care a fost ales, asta se numește, era un băiat care avea noroc. Și priceput, dar și noroc. Cred că se vorbește în emisiuni primejdioase de una din misiunile la care a participat Armstrong, una din misiunile Gemini, când întreg ansamblu Gemini și dreapta Agena se cuplaseră,
a început să rătească. Și el a rezolvat. Tehnic, și el a rezolvat problema, dar, cum să zic, la limită. Misiunea aia, în mod normal, dacă nu era un tip de talia lui Neil Armstrong, s-ar fi terminat cu o catastrofă. Da. Prin catastrofă înțeleg pierderea echipajului. Da. E un articol despre viitorul nostru peste un miliard, 10 miliarde, 100 de miliarde de ani, sigur că e... Articol optimist. E vis. Oricum, eu sunt de părere că specia Homo sapiens e condamnată la nemurire. Că se va muta de pe o planetă pe alta, dintr-o galaxie în alta, dintr-un univers în alt univers, dar totdeauna cumva o va duce la capăt. Cu condiția să scăpăm acum din încurcătura în care suntem vârți. Suntem 7 miliarde. Asta e cea mai mare catastrofă, în care 7 miliarde de oameni care trebuie să mănânce, le trebuie apă, le trebuie aer să respire, trebuie să oprim industriile, cum tocmai vorbim, că nu se poate să mai ardem atâtea gaze. Psihoistorie. Psihoistorie înseamnă așa. Isaac Asimov, când era tinerel, prin anii 50, a scris o carte numită Fundația. O carte în care a preluat ideile din căderea Imperiului Roman și le-a aplicat la nivel galactic. Și el are un personaj, se numește Harry Seldon, și Harry Seldon își anunță contemporanii pe planeta care era, în orașul care era pe o întreagă planetă, pe planeta numită Trantor, capitala Imperiului Galactic, Imperiul Galactic fiind locuit numai de Homo sapiens, sub diverse variante evolutive. Epigenetic evolutive, ca să spun așa, și el anunță, se vor întâmpla, ne vom întoarce la sălbăticie și vreau să vă propun să mutăm toate cunoștințele umanității pe o planetă, pe o bibliotecă pe care s-o ascundem, ceea ce se și întâmplă. Și este celebra trilogie Fundație. Domnule, Harry Seldon este cel care îți prognostichează viitorul, spune cum va fi viitorul, fiindcă el s-a și așezat într-o hologramă, zicând, când dați de necazuri, chemați-mă și eu vă spun ce să o faceți la mai departe. Și asta e un articol scris de fizicianul Andrei Dorobanțu, care a fost adesea invitatul emisiunii noastre, și își spunea el, Harry Seldon, psihoistoric. Cine știe, poate că o să apară psihoistoric. Somnul, sănătatea, procesele cognitive. Da, articolul și meu. Da. Pentru care am făcut destul de multă documentare. Da. M-am referit în special la relația dintre somn și procesele cognitive, de capacitatea de învățare, asimilarea informațiilor, dar și referitor la sănătatea fizică, la procesele fiziologice, la simptomatică. Pe de o parte, aș putea demitiza ideea că privarea de somn afectează sănătatea în mod negativ. Deci nu? O afectează în mod cert, dar nu în măsura în care am considerat, pentru că corpul și bioritmul uman se autocalibrează după ciclu circadian în asemenea măsură, încât nu ne permite să ne privăm de somn cât să ne îmbolnăvim. Ceea ce mi se pare foarte interesant. Mai există o teorie potrivit căreia privarea de somn duce la îngrășare. Și s-a dovedit reală, însă rata este de aproximativ un kilogram în plus pe an în cazul unui somn nesatisfăcător. Influențele majore sunt, într-adevăr, în domeniul creierului, ca să zic așa, unde somnul este important. Am fost surprins să constat că este important atât înainte, cât și după, de fapt atât după cât și înainte de asimilarea unor informații noi, pentru stocarea lor în memorie și pentru deprinderea unor aptitudini învățate. Iarăși foarte interesant este că, potrivit unor cercetători din Marea Britanie, se pare că posibilitatea de a visa lucid ne permite ca, exersând anumite activități în vis, să le putem presta cu mult mai mare succes în realitate. Trebuie ceea ce este un pic, da, sună la speculație, dar s-au făcut studii în sensul acesta. Și concluzia asta este că somnul are un rol capital în învățare, în procesele cognitive. Chiar în timpul somnului, dacă creierul este cumva, este activat, este provocat cu sunete,
El devine capabil să fixeze mai bine informații pe care le-a deprins în starea de veghe și să le reproducă mult mai bine. Somn, chiar reprize de somn foarte scurte, 10, 15, 20 de minute, s-au dovedit benefice în fixarea informațiilor și în reproducerea lor. Și, mă rog, pentru mai multe le recomand cititorilor să citească pentru derulare mai coerentă a informațiilor. O să fie învățarea în viitor, o să facă cumva, asta e veche idee, SF. Da, 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 la fel ca în Matrix. Chiar am avut la un moment dat o știre pe site, s-a studiat și această posibilitate de a hrăni creierul foarte rapid cu informații, prin arderea etapelor, practic. Cine știe, poate face niște module direct conectate la creier, da, cu USB, în care memorie suplimentar. E inevitabil, așa spune Raymond Kurzweiler. Așa da, spune. Mă rog, da. Eu nu știu, să sper că o să prind sau să sper că nu să se întâmple în timpul vieții da, mele. Corect. Nu m-am hotărât încă. La ce spune Alex, eu aș adăuga așa, în China, într-o vizită în care m-am dus ca demnitar, m-au învățat chinezii care mă duceau dintr-un loc în altul și aveam treabă și după masă și dimineață. Spuneam, acum vă așezați în spate în mașină lungă din asta și acum dormiți 10 minute. Aveți 10 minute să dormiți. Să încercați să dormiți. M-am obișnuit de atunci și pot să dorm 5 minute și să-mi revin. Deci asta e chiar o tehnică pe care aș recomanda-o. Este o tehnică yoga, de fapt, care se poate. Trebuie să mai spun că în urmă cu mulți ani, scriind pentru Știință și Tehnică un articol despre cătina albă al lui Ion Brad, biochimistul Ion Brad, tot da. Ce scriam mă duceam să încercam, vreau degetele, mecanismul să văd dacă e, așa că am luat medicamentele pe care vroia să mă convingă profesorul Brad că trebuie să le, că asta trebuie să ajute. N-am dormit vreo 4 zile. Da. N-am fost obosit niciun pic. Și m-am dus cu profesorul la Universitatea Craiova, era echipa aia mare de acolo. I-am convins să facă legătură, cred că s-au tratat cu cătină craiovenii de pe vremea lui Costică Ștefănescu. No, sigur că somnul e un mare mister. Nu știm exact cum se întâmplă. Ce știm este, cine ne spunea, profesorul general Dumitru Constantin sau profesorul Zăgrean, că oricum creierul în timpul somnului nu se relaxează. Nu, e foarte activ, e doar foarte alte frecvențe. Da, alte frecvențe. Da. Aș mai adăuga că cercetătorii susțin că un somn de 8 ore este chiar mai periculos decât un somn de 5 ore, în sensul că scade rata de viață. Și se recomandă un somn de 7 ore aproximativ. Mă rog, contrar credințelor populare, așa reiese din anumite studii. Și pe mine m-a indignat un pic, dar... Dacă stau să mă gândesc, sărar un român... trebuia să adormă, că venea noaptea și n-avea ce să folosească gazul în casă, gazul era scump, ca să lumineze. Și adormea la cât? La 9, la 10, era... Da, dimineața la 5, el trebuia de la vite. Deci se sculau toți. Dormea 7 ore. Cine știe? Da. Hibernatus. Prietenul Mircea Opriță, scriitorul Mircea Opriță, scriitor de science fiction, e foarte preocupat, îi se îngustă orizontul de viață, n-are decât 65-66 de ani, dar sigur că problema nemuririi l-ar interesa o leacă. Așa că scriu, are un serial lung, cum am face să trăim mai mult de 100 de ani? Nu ne-ar strica, zice el. Știți, și bine, se spune că suntem contemporani cu omul care va trăi 1000 de ani. Va trăi 1000 de ani în amintirea urmașilor. Da. Va trăi. Dar 150 de ani, asta am auzit la Heidelberg, la Institutul de Biologie Europeană. Academicele, am construit o civilizație în care cele mai importante componente depind de știință și tehnologie. Asta spune și Barroso. Da, zice, inventați ce ne trebuie nouă, spune Barroso. Nu, acolo continuă. În același timp am făcut tot ce se poate ca știința și tehnologia, cunoștințele legate de aceste subiecte să nu ajungă la oameni. E cronica scepticului în care atacă o problemă și o să fie un serial mai lung în comunitatea academică, pseudoștiința și-a făcut loc cu, cum să spun, năprasnic. Și acolo dau numai câteva detalii dintr-o teză de doctorat la Facultatea de Psihologie a Universității din București, în care se tratează cancerul. M-am gândit că e susținerea psihologică a unui bolnav de cancer. Nu. Omul tratează cancerul cu cristaloterapie, diagnostichează cancerul cu radiestezie,
și lucrarea de doctorat a fost susținută și omul este doctor și al Universității din București. Interesant este că în tot CV-ul lui n-am văzut să fi urmat facultatea de medicină. Dar când vorbim de tratamente împotriva cancerului sau legate de cancer, nu ar trebui să fie implicată facultatea de medicină? Nu ar trebui în această zonă să fie? Dar există o rază de speranță. Se pare că noul mod în care se vor susține doctoratele va elimina această posibilitate. Oricum, domnul profesor, să vedeți că în numărul viitor o lucrare care finalizează un curs postuniversitar de criminologie, astrologia criminologică. Da. Să nu fim îngrijorați în legătură cu comunitatea academică românească. Da, mă gândesc așa la un buletin de știri astrologic pentru criminali în devenire. Astăzi nu-ți merge bine, mai bine. Pentru orice criminal poți să-i fac o astrogramă să demonstrezi de ce e criminal. Da. Să știți. Și în acea lucrare se face același lucru. Și mai departe, bănuiesc că e cu tot felul de gadgeturi sunt, sunt superbe, tehniciștii noștri, care sunt și Claudiu Andone, și Cristi, dar și Alex. Trebuie și asta. Android. Ce înseamnă Android? Un sistem de operare pentru... De operare. Deci nu e Androidul pe care... Nu. Cum toate trebuie să parte un nume și sistemul ăsta de operare a căpătat numele de Android. Dar mă rog, nu știu acum dacă el va rămâne... E popular. E foarte popular, dar nu știu dacă el va rămâne. Din cauza telefonilor, mi se pare că... Da, între timp a apărut o variantă de Windows care s-ar putea să înlocuiască... Dar viteza asta prea mare de schimbare în dispozitivele astea electronice. Păi trebuie să le întrebăm, domnul profesor. E de bine, dar... Cumva nu duce la o instabilitate. În primul rând asta face prima fază, dar rămâne de văzut. Eu sunt bine așa sau da, încă tatonăm, cred. Nu știu dacă cineva... Adică, la un moment dat, hai să ne oprim aici și să zicem așa. Nu e bine. Nu? Nu, dar credeți... E o altă întrebare. Credeți că ne mai putem opri aici? Da, asta e o întrebare. Să... Exact. Nu știu dacă mai ține de noi să ne oprim. Nu, și cred, poate că asta e partea bună a lucrurilor. Dinamica asta extraordinară. Mircea Maliță spunea acum vreo 20 de ani. Dacă industria automobilului ar fi mers încă de la începuturi cum merge industria asta electronică a noului, un automobil ar fi trebuit să aibă un motor câte o cutie de chibrituri și care să coste 2 lei. Da, adevărat. Da, și să consume un litru de benzină pe toată viața durata de funcționare. Deci s-ar putea ca felul ăsta de a trage preșul de sub picioarele afaceristului care se așează la... De fapt, se ilustrează și foarte bine un lucru. Industria aceasta mecanică, revoluția mecanică, revoluția industrială, a pornit așa, prin tot soiul de invenții. Deci erau tot soiul de oameni ingenioși care rezolvau problemele. În ceea ce privește calculatoarele și industria electronică în general, sunt oameni de știință care deja au folosit cunoștințele pe care știința în plină dezvoltare le oferea și le-au transferat foarte repede în viața de zi cu zi. Este o mare diferență. În timp ce aia era o chestie empirică, hai să vedem de iese, aici totul este, cum să zic, cu un aparat științific foarte puternic în spate. Și din cauza asta evoluția este mult, dar cu mult mai rapid. E la mijloc asta, pentru că eu nu mi-l închipui pe Mark Zuckerberg la 19 ani când i-a venit ideea. Aia e vorba de utilitate, de aplicație. Utilitate, eu mă refer la dispozitiv. Dar cineva trebuie să-i pună softurile, nu? Nu, și le face singur. Zuckerberg își face singur softul. Deja asta înseamnă foarte mult, nu? Da, eu mă refer la partea la hard. Că și aici avea sistemul la evoluție. Mie spui așa că eu am un ceas în mână, tehnologia ceasului e știută de la elvețieni de acum 5-600 de ani, dar trebuie într-un alt fel să mă uit la ceas, zici. Să-l văd așa, să mă uit din... Ceasul ăla a fost făcut, a evoluat prin încercări succesive. Un ceas electronic este o trăire întreagă care se dezvoltă pentru optimizarea funcționării lui. Dar lumea nu-l vrea. Și... Tot te spui la mâna din asta. Moda. Nu știu. Nu știu că eu n-am avut niciodată de ceas. Ceasul cucuc, așa, cu asta, ce frumos. Se și creează nevoi. Nu, el o să apară ceasurile cucuc, dar vor fi ceasuri virtuale, vor fi pe perete, niște imagini, holograme, poate chiar holografică, cum zici tu. Ne putem întoarce oricând. Asta va zdrobi economia Elveției, pentru că în Elveția sunt ceasuri, dacă la ora 12 fix ești în cartierul dinspre lac, de pildă, cântă cucu și piuie și balangă și... Nu le putem genera electronic, domnul profesor.
Nu, aici exagerez eu un pic, dar am să vă arăt un filmuleț data viitoare legat de evoluția peisajului din jurul nostru, tocmai datorat gadgeturile astea, acestora care apar în fiecare zi cu nemiluit. Uite, pe Alex vreau să întreb. Evoluția continuă, scrie aici, da? Văd că și Lenovo, ăsta chinezii, da? Care se vâră în iPad-uri. Mi-a arătat cineva un televizor care cred că avea 5 mm, 6 mm de grosime și urmează să-l arunci pe perete, să-l lipești acolo și să fie, da. Roboții de care vorbim și mai înainte și până și militari. Nu mai poți să omori niște soldați acolo că nu mă războr. În toată povestea asta, cu lumea care vine, unde e locul de muncă al cetățeanului simplu? Da. Că voi puneți peste noi... tot, nu? Da. În agricultură, tractoare merg singure ele și strâng și la sfârșit, da? Roboții, da. Dar o să facă și pâine până la sfârșit, adică o strânge la roboții și omul ce da, unde mai e locul omului? E o întrebare foarte bună, la care și eu m-am gândit, dar răspunsul, da, nu știu dacă e foarte la îndemână acum, poate e destul de sombru, nu știu ce să zic, dar... Pe el se va găsi, pe el că dezvoltarea, expansiunea va face loc. Din câte am înțeles, în ultimii 10 ani locurile de muncă au înlocuit în proporție 90% fostele locuri de muncă tradiționale. Eu am un alt răspuns. Trebuie să lăsăm omului ce al omului. Al omului nu e munca, nu e săpatul, nu e socotitul la nesfârșit. Omul este, de asta e om, are inteligență. El trebuie să creeze. Și eu cred că și sistemele educative vor evolua în deceniile, secolele care vin, în această direcție. Sporirea capacității de creere, sporirea creativității umane. Și asta pentru omul obișnuit, omul de pe stradă. Eu sunt idealist, n-am ce face. Gândesc, proiectez și treaba ta, mașină, rezolvi tu, nu? Bineînțeles. Scoate tu. Bineînțeles. Pe mine m-am furiat totdeauna să fac completez tabele, domnul profesor. O specie de creatori. Eu, după ce am terminat facultatea, am vreo 3 ani de zile, n-am făcut nimic altceva decât să completez tabele, domnul profesor. Și uram de nu mai putem. Când am ajuns în cercetare, lucrurile erau mai simple. Trebuia să completez tot soiul de caiete de sarcini, care se repetau aceleași preze la sfârșit. Și iarăși m-a enervat. Până noi avem calculatorul. Și până la urmă, la Aerofina am introdus chestia asta. Aveam paragrafe care le scriam pentru toate caietele și până fiecare venea și își schimba textul în funcție de dispozitivul pe care l-avea. Da, văd eu cum vă uitați la... Se apropie... Da, se apropie, dar hai să spunem așa, eu văd... una din marile probleme este cea a locului de muncă. Va fi problema foametei rezolvabilă. Chiar dacă este 7 miliarde, problema va fi rezolvabilă. E rezolvabilă ușor, domnul profesor? Da. Administrația trebuie să o rezolve. Deci politicul, da. Va fi problema apei. Asta e mai greu rezolvabilă din cauza inginerilor. Voi, inginerii, nu vreți să rezolvați să fie ieftină apa din oceane și din mări, desalinizarea apei. Da, inevitabil va trebui să fie asta. Demografia, mare problema, nu știu cum convingeți în Africa, încă cei 11% ai planetei analfabeti sunt în Africa. Asta zic, ignoranța e de fapt problema cea mai mare a planetei. Mă rog, problema războinicilor se va rezolva într-un fel sau altul, belicoșilor care trebuie să atace. Dispar uitat pe cale naturală, domnul profesor. Nu dispar pe cale naturală. Știi de ce nu dispar? Pentru că fabricile de armament continuă să scoată puști. Știi cum spune Cehov într-o piesă? Dacă am o pușcă pusă pe perete într-o piesă de Cehov, pușca asta trage până la urmă, că nu-i pot să degeaba acolo. Deci am fabricile care fac de toate. Afganistan, Irak s-au terminat. Obama, asta e marele merit al Obama, până la urmă a căpăcit militarii, întors acasă. Da. Ce fac ei cu atât armament? E o speranță la orizont cu Iranul, nu? Hai, poate că iese ceva. Da? Un războiaș pe acolo. Da, ăla e periculos de tot Iranul. Da, ăla e mult, schimbă zona. E? Adică ce o să facă în viitor militarii ăștia? Nu-i văd bine, îmi pare rău așa pentru generali. Nu, profesor, oricum, dacă ne-am apucat să vedem evoluția numărului de oameni sub arme din 60 până acum, o să vedeți că reducerea a fost masivă, nu numai la noi, peste tot în lume. Așa este adevărat că armata a căpătat o componentă care pe mine mă îngrijorează, profesionalizarea armatei.
pune oarece probleme față de armata de strânsură, cum eram. Pe mine tocmai asta nu mă îngrijorează. Și făceam armată. Mie, pe mine asta nu mă îngrijorează, pentru că, din potrivă, profesionalizarea armatei se poate avea ca scop transformarea în jandarma militarului, că de ăștia am nevoie. Să circule pe planetă și să nu uităm că militarii dispun de unelte de omorât foarte perfecționate. Și gândiți-vă dumneavoastră că se poate supăra la un moment dat, se pot supăra niște factori de conducere dintr-o armată și să ia puterea. Punem toți generalii femei. Femeile generali, generalese, generalisime. Și dintr-o dată ele întorc la acasă, la mame, veniți voi la mama, soldatul care ieși pe undeva și atunci poate face. Vă uitați pe Margaret Thatcher și războiul din Falkland. Ei se așteptau, e o doamnă care conduce Anglia. Era o doamnă de fier. Da, era o doamnă de fier. Asta a fost discuția despre știință și tehnică în știință și realitate. Vă arăt opinia națională la sfârșit, un număr care mi-a plăcut. Și vă promitem că și emisiunea noastră continuă, revista Știință și Tehnică, văd că merge și site-ul, spune unde să-l citească ei, www.științașitehnica.com. Să rugăm colegii, poate că reușesc să pună. Cine găsește cu Google, nu merită să ne citească. Da, lasă că merită, asta să spunem, dar acum pe genericul de final să mai dăm o dată site-ul. Științașitehnica.com. Dacă mai e un minut, nu știu, aș vrea să anunț și faptul că revista, versiunea tipărită a revistei, va fi prezentată în format digital pe site-ul nostru. Va putea fi cumpărată, practic, accesată prin plată electronică, în special la cererea publicului, a cititorilor. Da, mai ales că sunt zone pe planetă în care Știință și Tehnică, exact, revista nu ajunge. Exact. Se poate citi și achiziționat din Antarctica. Poate și diaspora, exact. Păi nu, exact, la aceștia mă refer. Iată, așa a apărut, vă mulțumesc frumos. În Antarctica, vă rog frumos, cei care ne-au zis, luați acolo. O seară bună vă doresc. La revedere.